Eu normal. Cu Vilma vom merge la subsol. Daphne. Ce? Salut, șacalilor! Ce faceți? Vă adresez o întrebare. Voi vă mai uitați la desene animate, fraților? Eu da. Efectiv, m-am uitat la Compania Monștrilor, la Universitatea Monștrilor, Cars cu Fulger McQueen și cu Bookshe. Mă uit la Imitarea Lumea lui Gumball, mă uit la SpongeBob pentru că îmi plac desenele animate. Atenție! Sigurez, nu-i un pic ciudat că faci 23 de ani și tu la desene animate? Nu! Nu, nu este absolut deloc ciudat, de ce? Niculez, da, desene animate te fac fericit? Da, 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 mă fac. Și ce? Și-mi plac mult, da, da. Sper că se vede bine camera, am făcut în sfârșit niște setări mai bune. Uitați, lăsați un like, facem 20.000 să ne recomand YouTube-ul. Să vă abonați, facem 2 milioane de abonați. Știu, e greu, mai avem, dar uitați să vă abonați. Și atenție, astăzi ne uităm la glume perverse din desene animate. Ia să vedem noi prima glumă. Fii și Jay. Ceva? Cred că îi distrăgea atenție aici. Uite un supermodel! Uite un hoverboard! Uite apocalipsa! Cineva a fost lovit în biluțe! Cum să zic asta e la televizor? Îl chema pe la împăratul gheții sau împăratul de gheață. Care e ăsta din Baftă Charlie? Ce-mi plăcea acest desen? Ia dă-i! Pot să fiu foarte rea? A, nu poți? A, nu? A? Ia fi atent. O să beau lapte direct din cutie. Oh. Pentru că sunt rea. Oh. Ce, Charlie, ce faci? O să-l înghiți? Mm-mm. Vrei să-l scuip? Mă! Pardon, ci! Aaa, ce cringe! Fraților, pot să vă zic un singur lucru? Hai că te mai las mă, ta stuit la desene. Hai că da. Bă, frate, asta nici acum nu e ok să auzi. Adică ciudat pentru mine e la 23 de ani aproape. Trece măta prin cameră, știi cum ar veni? Și-l auzi pe ăsta cu ce înghiț sau scuip laptele din gură. Hai că... Bă, bine, aici ești tu, asta-i măta. Uite, pe măta, uite, pe măta, așa să mai vreau. Îți dă ciocan, măta. Bă, bine, când te opriți, măta, așa să-ți dau mare ciocan. Ești prost, îți închide televizorul de el, nu mai plătești la abonament nimic. Și să mai plătească, măta, uite, dar e pentru asta, plătești pentru asta. Uite, bă, uite la toate spurcăciunile, uite. Asta direct mama spune asta, toate spurcăciunile. Vreau să scrieți un comentariu care e desenul vostru preferat. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Chiar dacă îl vedem, chiar dacă nu-l vedem aici, să scrieți. Ideea e că mie îmi plac foarte multe, dar nu știu care. Deci efectiv aș zice SpongeBob. Efectiv îmi place SpongeBob. M-am îmbrăcat ca SpongeBob. Sunt SpongeBob. Oh my God. Ia să-l vedem și pe ăsta. Da? Mamă. Băi, fetiță, ochii. Prea periculos. Să plecăm. Pot să mă îmbrac întâi? Sigur, dacă trebuie. Adică, bă, ci? Bă, cine este această femeie? Ci? Ce-o vrut această femeie? Ci, pardon? Cumva fetița a vrut să voia să vadă geacalule la băiețelul ăla, mă. Tot ce acolo de vă stemele copchilă care ești. Bă, am un bif cu desenul ăsta. Da, bă, ăsta, bă, nu-mi place, bă. Bă, nu-mi place acest... Știi de ce nu-mi place? E că oricând aș da pe Disney, mi-a lăsat să plătesc abonament la televizor 30 de lei pe lună, tocmai ca să mă uit la desene animate. De fiecare dată când dau, poate mai văd un desen vechi. Nu apare ăsta, e. Scooby-Doo, fraților, n-ai cum. Deci pe asta, deci motan de la, poate nu știi, dar Scooby-Doo sigur le știe. Poți să ai 2 ani acum. Poți să te fi născut săptămâna trecută, știi Scooby-Doo. Te asigur eu că dacă era un televizor în spitalul ăla, măta s-a uitat la Scooby-Doo. Pe cuvântul meu de om, dacă era de lăsat pe Cartoon Network, măta s-a uitat la Scooby-Doo. Tu ai ieșit uitându-te la Scooby-Doo. Deci nu știu dacă ieși cu capul înainte sau cu picioarele. Cum e sănătos. Dacă ai ieșit cu capul, automat ai ieșit cu privirea direct la televizorul cu Scooby-Doo, te asigur eu. Atenție, Scooby, să vedem. Tu cu Fred verificați sus. Normal. Eu cu Vilma vom merge la subsol. Daphne. Ce? Vreau să spun, Scooby, tu și cu Vilma mergeți sus, iar eu cu Fred verificăm subsolul. Da, așa e. Bă, ciocanare tu. Ce are Fred-ai? De ce faci? Oada, ce pensat-i. Ce asta? Asigur eu că omul voia să rezolve un mister cu Daphne. Deci voia el să vadă ceva la un mister. Era ceva. Atenție toți băieții, vreau să... Băi, fii sincer băieți, cu toții cred că ne ofticam pică cănarul ăsta că mereu mergea cu roșcata. Sincer, acum băi, trebuie să recunoaștem în mintea noastră din copii de 4 ani. Ia din Jessie. Îmi place. Ai 10 secunde să-mi explici de ce nu ești la școală sau să ai tu nevoie de o dublura. Păi tata, l-a sunat pe regizorul MCD și mi-a obținut o aprobare pentru un documentar din spatele scenelor. Da, așa că trebuie să te urmăresc cu camera peste tot. Și de data asta nu într-un mod bizar și fără știința ta. Camera sus, băi!
Ar fi mai puțin bizar dacă nu ți-ar curge și balele. Și nu vei ține camera spre fețele noastre? Hai de piciule! Știți cum a fost asta? Exact așa. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Da, sper că vă place cum arată dinții mei. Continuăm? Nu mai faceți încă un copil? Nu, nu mai facem un copil. Și pot să te asigur că nu o să mai facem anunțul ăsta niciodată. Da, bine. Familia e îndeajuns de mare. Hei, ți-e clar lucrul ăsta, tată? De ce arăți cu degetul spre mine? Să faci un copil e lucru de... Și... Cum adică? Ia să le auzim. Bă, dar chiar ce ziceau astea? Ia să vedem. Familia Flintstone. Din cauza copilului? Nu. Nașterea unui copil e simplă. Data trecută mi-am revenit la 3 ore după ce a născut soția mea. Păi atunci de ce tremuri? Ei bine, prima dată când am venit, soția mea a mâncat 2 ouă la micul dejun și a avut gemeni. A doua oară a mâncat un sandwich triplu și a avut tripleți. Și acum de ce ești agitat? Azi dimineață am mâncat o pungă cu alune. Vai de mine, Doamne! Vai de mine! Vai de mine, Doamne! Doamne, vai de mine! Bă, dar ce vechi familia Flintstone pe ăsta. Nu l-ați prins, veri. Eram eu mic tare la ăsta. Bă, refuz să cred că oamenii ăștia chiar dublau asta. Doi oameni de 30 de ani câți au când dublează astea. Și oamenii chiar râdeau când ziceau glumele astea perverse, știind că noi șoareci ăștia proști n-o să înțelegem. Următorul? Elefant, buștean, delfin, lemn, o maimuță care poartă perucă, lemn, lemn. Asta e interzis minorilor, lemn, lemn. Lângă toate lemnile alea, sigur, era un buștean acolo. Hai că nu era aici un butuc, era lemn de plop de ăla, de paltin. Adevărat, bă, ce crin, deci nu pot să comentez asta ceva. Efectiv, refuz să cred că până și în final și fărbă există glume perverse. Scooby-Doo din nou. Nu și aici, Fred? Wow, no. Un caz real de levitație. E din ce în ce mai bine din punctul tău de vedere. Valeu. Mă ajută ce. Băi, ăla gura închisă. Băi, unde? Băi, atenți. Băi, unde se uită ea? Băi. Uite la ăla Scooby. Băi, Scooby. Și atunci Scooby du-și-o dat seama că Velma nu-i doar prietena care-i dă Scooby Snacks-uri. Haide. Pare că se mai gândea Shaggy la Scooby Snacks-uri dacă e. Urmează acțiune dramă totală, un desen care mi-a marcat copilăria într-un sens foarte ciudat. Mamă, trebuie să mai fac un videoclip cu momente ciudate, momente perverse din desene animate. Astea sunt glume perverse. Total drama action puc aici, fraților. Nu știu dacă se vedem. Bă, deci ce mă enerva asta e? Sper că pot să arăt. Bă, nu-mi plăcea, deci eu nu puteam să înțeleg de ce oamenii vomau așa, frate. De ce fiecti vomau cu jet? Îmi aduc aminte de asta când săraca stăteam cap și o vomate și o mânca greață. Uite o leacă aici. Nu, deci nu înțelegeam asta. Uite o leacă cum vomit asta e. Ia, hai să vedem. Ăsta e în engleză. Mai sunt și câteva în engleză, dar vă pun subtitrări și citiți, că nu vă doare capul, nu? Ia. Well, total drama island. I loved, I lost, and I saw boobies. Gee. What more can a man ask for? Wait a sec. So, Harold saw your boobies? Gee. Can we see? Heck no. Gee. Pardon! Refuz să cred că s-a pus asta într-un desen animat. Și cum o tradus aia? Dacă știți vreo un episod cum era în română, dacă mai există, să-mi ziceți vreo cum o zis, că sunt o leacă... Azi bun, insula dramei totale. Am iubit, am pierdut și am văzut niște sâni. Ce poate un bărbat să ceară de la viață? Ia, Jesse! Hei, bună, Roșcato! Tu trebuie să fii gardianul. Vrei să mă percheziționezi? Asta o să-ți facă ziua frumoasă. Mă marș, mă, bă, mă... Distrați? Stați cât de târziu vreți. Bine. Nu prea multă distracție. Avem deja destui copii. Bă, ce? Mi se pare ciudat că asta chiar e la televizor. Da, mi se pare greșit că doamna Măsa n-are voie să se distreze și ea un pic. Da. Mamă, iarăși. Comune. Înseamnă că facem duș împreună. Deșteaptă-o. Oh. Ce mult mă bucur că stăm numai băieți în căsuță. Mă înțelegeți? Efectiv. Nu am vrut să sune așa. Îmi plac fetele. Doar că nu vreau să dorm lângă ele. Adică efectiv eu cu băieții în Grecia. Efectiv eu cu băieții în Grecia. Efectiv eu cu băieții în Grecia. Când am zis sigur dacă o să mergi 7 băieți în Grecia o să fii fain. Ce ultimul? Ce desen este ăsta? Oh, hi guys. I didn't know you were here. Ba, asta e femeie. I was just washing, so now I'm clean and I'm gonna go. Bye-bye. Come back here. Bă! I know we were jerks to you before, so let's start over. Hi.
E fata asta, bă, că își ține mâna așa. O simți, ce-a simțit acolo? Ce-a simțit? Bă, Jack, calule! Bă, direct cu calul la vedere, alo! Bă, lăsați, bă, fata, în pace! Ia să văd dacă s-a uitat. Ia să văd eu că dau așa încet. S-a uitat la ciocane. O văzut ciocanul după ce s-a acoperit așa. Fraților, doamna mea că o vrut când o vrut. O văzut direct ciocanul. Direct Nicovala. Cel mai amuzat mi s-a părut ăla cu hei, cineva s-a lovit la Biluțe. Ăla a fost cel mai amuzat. Cred că cel mai pervers în sensul de mai urât mi s-a părut ăla cu lapte în gură. Dacă să-l înghiți sau să-l scuipi, ok. Și cel mai direct a fost ăla când o zis ăla că i-a văzut. Știi? Cam ăsta a fost episodul cu glumele perverse în desene animate. O să facem un episod și când reacționăm la momentele perverse în desene animate. Atenție, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț. Să facem 400.000. Bă, cât de tare ar fi să facem la un moment dat 400.000 de followeri. Bă, toți vloggerii au mai mult decât mine. Eu nu înțeleg. De ce am eu cel mai puțin? Așa urât sunt. Nu vrea lumea să mă urmărească pe Insta, ci? Aveți codul Snic 10% reducere pe Foodshop să vă luați ce vreți voi cu dublă reducere, să vă uitați acolo, să vă abonați și să lăsați un like, fraților, să fim cei mai tari. Am revenit, ok? Sunt aici. Gata. Și o să încerc să-mi iau și tricouri frumoase când filmez, vă promit. Până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bum, bum.